dacă mâine cineva devine, e bine primit. Da. În conformitate cu dispozițiile articolului 39, alineatul 1 din legea numărul 215/2001, a fost convocat pentru astăzi, 5 mai 2016, în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin dispoziția numărul 57/5/2016, adunarul Comunei Ardeoane. Așa, din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 8, dintre care lipsesc un număr de 3. Fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ședință participă ca invitați doamna Rusu Laura, domnul Merușcu Ion și doamna Gherasimescu Luminița. Ca de obicei, am început să ne obișnuim cu prezența domnilor de la Exclusiv TV Onești. În conformitate cu prevederile articolului 42 alineatul 5 din legea numărul 215/2001, supus pe aprobare proces verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Vă rog pe domnul președinte să preia lucrările. Da. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâri privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Ardeoan la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pe anul 2016, inițiator Victor Deacon, primarul Comunei. Aviz comisiile reunite. 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperirea riscurilor pe teritoriul Comunei Ardeoan, inițiator Victor Deacon, primarul Comunei. Aviz comisiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi, se pare că mai sunt încă trei proiecte, și anume, 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare întabulării drumurilor comunale și ale uleților neintabulate pe raza Comunei Ardeoan, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de prestări servicii cu SC Masiv 3 Construct SRL Măgirești, iar 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea documentației de asfaltare pe o lungime de 170 de metri iar drum din 2G până la podul Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Supun la vot proiectul ordinei de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotriva? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Și anume. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Ardeoan la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap pe anul 2016. Aviz comisiile reunite. Domnul Bucurel Dumitru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Deci, comisiile reunite a Consiliului Local, conținute în ședința azi, în 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Ardeoan la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap în anul 2016. Comisiile mai constată că proiectul este avizat pentru legalitate de secretarul Comunii. Având în vedere prevederea articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, președinte Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială și președinte Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine și Liniște Publice. Dau cuvântul doamnei Rusu Laura pentru a prezenta raportul de specialitate. Ca urmare a adresei Consiliului Județean Bacău, numărul 2937 din 25-2016, prin care au fost stabilite posturile medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării dreptului copilului și persoanelor adulte cu handicap, precum și contribuției Consiliului Locale la finanțarea acestor servicii, supun spre aprobare valoarea contribuției colectivității locale pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoanelor cu handicap.
Având în vedere prevederile articolului 118 din legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicate cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârii guvernului 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, are hotărârii guvernului 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servicii sociale și ale nivelului venitului lunar pe membru de familie, în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, ale legii 292/2011 a asistenției sociale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, s-a aprobat hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 31/24/2016, prin care s-a stabilit costurile anuale pentru întreținerea persoanelor cu handicap cu măsura de protecție specială în servicii de tip rezidențial. Nivelul contribuției consiliilor comunale la susținerea persoanei cu handicap a fost stabilit la 30% pentru consiliile comunale. Acestea au obligația de a aproba contribuția aferentă în vederea încheierii contractului cadru de asociere privind finanțarea activității protecției de tip rezidențial a persoanei cu handicap, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 32/24/2016, respectând cu strictețe procentul de contribuție stabilit la 35%. În momentul de față sunt internate două persoane care au domiciliul pe raza administrativ teritorială a unității administrativ teritoriale Ardeoan. O persoană este internată în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești, unde costul mediu anulat stabilit pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsură de protecție de tip rezidențial este de 30.259 de lei pe an pe beneficiar, rezultând un cost mediu lunar de 2.522 de lei pe lună de beneficiar. Costul mediu anual al contribuției datorate de noi este de 10.590 de lei pe an de beneficiar, iar costul lunar este de 882 de lei pe lună de beneficiar. A doua persoană este internată în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești, unde costul mediu anual este stabil pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsură de protecție rezidențială este de 36.987 de lei pe an de beneficiar, rezultând un cost mediu lunar de 3.082 de lei pe lună de beneficiar. Costul mediu anual al contribuției datorate de noi este 12.945 de lei pe an de beneficiar, iar costul mediu lunar este de 1.079 de lei pe lună de beneficiar. Contribuția datorată se virează în contul Consiliului Județean Bacău până la data 25 a fiecărui luni pentru luna precedentă. Pentru neplata acestor obligații în termenul stabilit, rata dobânzii legale penalizatoare s-a stabilit la nivelul dobânzii de referință plus 4 puncte procentuale pe an. Propun spre aprobare contractul cadru care se încheie Consiliul Județean Bacău. Mulțumim, doamne Iosu. După ce le-a ascultat, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul, chiar am fost foarte atent ce ați prezentat dumneavoastră acolo și ați spus toate dispozițiile care sunt la, și stau la bază legală, practic, la întărirea ajutorului, practic, ăsta e, nu? E un ajutor care trebuie dat pentru cei care au handicap, nu? Și chiar nu e chiar atât de ușor pentru aziluri, că sunt practic aziluri, nu? Care e o contribuție obligatorie care comuna trebuie să plătească. Am înțeles, nu e nicio problemă. Deci unde este lege, nu-i tocmeală. Eu sunt de acord cu totul să fie... ne-ați prezentat legal toate problemele. Sunt de acord cu ceea ce ați prezentat dumneavoastră și n-am nimic împotrivă. Am terminat. Dacă mai dorește cineva să cuvântul? Acum să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Adrian. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Alexandru Rusu, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Este servicii sau analiza acoperirii. Raport de avizare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperirea riscurilor pe teritoriul comunei Ardeoan. Comisiile reunite ale Consiliului Local Comunal, întrunite în ședință de astăzi, 5 mai 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării planului de analiză și acoperirea riscurilor pe teritoriul comunei Ardeoan. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este realizat pentru legalitate de secretarul comunei Ardeoan. Având în vedere prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economic-Socială, domnul Culeu Dumitru, președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Andrei Enache, și președintele Comisiei pentru Administrarea Publicilor Locale, Ruso Alexandru. Dau cuvântul domnului Melușcă Ion pentru a prezenta raportul de specialitate. Sub semnul domnului Melușcă Ion, în funcție de șef serviciu pentru situații de urgență, din cadrul primăriei comunei Ardeoan, vă rog a aproba, prin hotărârea Consiliului Local al comunei Ardeoan, actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Ardeoan, actualizarea fiind solicitată de către Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Bacău. Să vă explic despre ce este vorba. Mi s-a cerut printr-o adresă să atașăm niște hărți pe fiecare risc în parte, de exemplu, risc la inundații, s-a întocmit harta și am localizat pe hartă zonele afectate de inundații. La fel, dar lecări de teren, mai avem un risc care l-am identificat cu ajutorul celor de la Inspectorat de Riscuri Tehnologice, având în vedere traversarea DN2G, aici ar intra accidente rutiere și transportul de materiale periculoase. O cisternă știu cu ceva care vă duce în situație de urgență sau undeva. Am întocmit harte pentru fiecare risc în parte, le-am atașat. Acesta este planul. Riscul cu aici, aici, la metajele. Avem în zona Bejnărești, acolo, la Neacu Sicipleșcău, pe deal acolo. Acolo e o zonă. Mai avem transport tehnologic pe alunul DN-ului aici. Aici ce risc este? Transport. Transport, da. Da, și cu tremur și asta. Cu tremur, de care sunt. Să nu fie împocmit în cazul în care ar fost o intervină mai cu ușurință. Exact, da. Așa mi se cere de către inspector. Păi, mulțumim domnului Mărușcă. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Atunci spune câteva vorbe. Probabil că la un anumit interval de timp trebuie făcut o analiză a riscului fiecare comun, nu mai pune acum, pentru că de-a lungul timpului intervin modificări. Și cred că aceste hărți sunt binevenite pentru Inspectoratul de Urgență, pentru a putea interveni în timp util și eficient pentru, știu, a acoperi eventualele probleme. Mulțumesc. Da, mai dorește cine să aibă. Da, eu cred că în fiecare an se actualizează o adresă. Câte ori necesar sau la o adresă. Câte ori necesar sau la o adresă. Exact, ce spune la anticorpul. Așa este și... Deci, ca să știi exact unde se intervine și cum se intervine și cu ce forțe se intervine și așa mai departe. Am terminat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de cine este pentru. Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Atunci să trecem la proiectul 3. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare în tabulări drumurilor comunale și a uliților neîncăsate terasă de unei în județul Bacău. Aviz Comisiilor Reunite, domnul Bucurean Dumitru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite.
la Comisia de Reunire, Consiliul Local, Comunal, înfruntim ședința astăzi 5 mai 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare în vederea întabulare drumurilor comunale și a uliților neîntabulate pe raza Comunei Ardina, județul Bacău. Comisia mai constată că proiectul este vizat pentru legalitate de secretarul Comunii. Având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Creu, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate și Cultură, Ștefan Andrei, și președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine Publice, Rusu Alexandru. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul despre ce nu domnul Ierăcniș. Doamne, am subsemnat la Ghera Sănescu Lumința, consilier de cadru aparatului de specialitate a primarului din Comuna Ardeaua, județul Bacău. Vă rog să aprobați măsurători cadastrale pentru intabularea tuturor drumurilor și uliților neintabulate din comună. Adică cam jumătate din aceste drumuri sunt intabulate. Mai avem aproximativ jumătate. Deci expunere de motive privind aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare în vederea intabulării drumurilor comunale și uliților netintabulate pe raza Comunei Ardeaua, județul Bacău. Văzării ferată numărul 2105 din 5-a 5-a 2016, doamne Gerasmescu Lumința, consilier urbanist și raportul comunal Comisiilor de Specialitate de Avizare Proiectului de Hotărâre, având în vedere prevederile articolului 10, aliniatul 1 și 2, articolul 11, alineatul 9 din legea 7/1996, legea cadastrului și a publicațiilor imobiliare, cu modificări și completările ulterioare, analizând cele prezentate mai sus, propun aprobarea întocmirii măsurătorilor cadastrale necesare în vederea intabulării drumurilor comunale și a uliților neintabulate pe raza Comunei Ardeaua, județul Bacău. Mulțumim, domnul primar. Dacă dorește cineva să se cuvânte. Cred că este mai mult decât necesară efectuarea măsurătorilor cadastrale pentru ulițele și drumurile comunale. Având în vedere pentru situația lor și pentru a putea fi reabilitate, cred că trebuie să existe întâi undeva în niște documente. Noi am mai avut o discuție vis-a-vis de treburile astea și nu cred că trebuie să mai necesite întârziere efectuarea acestor măsurători. Terminat. Dacă mai dorește cineva să aduc amendamentul în sunt dumneavoastră le cunoașteți mai bine decât toată lumea. Dar este imperios necesar să rezolve și această problemă. De unii s-a rămas. Pe practic, e pas cu pas să mergi până acum și am terminat. Dacă mai dorește cineva să cuvântul. Deci asta, anul 2016, se va lansa măsura 7.2. În ceea ce privește infrastructura rutieră, programul de dezvoltare, tot prin Ministerul Dezvoltării. După cum bine știți, în 2015, pe 23 ianuarie, am depus acea documentație la Ministerul Dezvoltării pentru asfaltarea drumurilor locale, probabil motivat și de faptul că suntem în insolvență, n-au dat curs solicitărilor noastre și anul acesta, lansându-se o nouă măsură, o nouă sesiune, măsura 7.2, vrem să fim puțin cu un pas înainte, iar în ghidul solicitantului sunt specificate mai multe lucruri și vreau ca până în momentul în care se lansează măsura, să le punem la punct. Și o să discutăm referitor la lucrurile astea la următorul punct. De asta trebuie neapărat cadastrate drumurile. Prima dată de aici se face. Dacă mai dorește cineva să pună. Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva și nu este. Trecem la numărul 4, și anume. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de proiect certificat cu 10 masiv proiect
SRL Măcirești. Mulțumim. Domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite ale Consiliului Local Comunal, proiect în ședință de astăzi 5 mai 2006. În urma analizei proiectului de hotărâre privind încheierea unui nou contract de prestări servicii cu SC Masiv Trade Construct SRL Măcirești, comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către secretarul Comunei. Având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, reprecurcate și modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiva, vizând favorabil președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economic-Social, Buget, Finanță, Administrare, Economie, Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodării Comunale, Protecție Mediului, Servicii și Comerț, Dumitrel Bucurea, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, Ștefan Andrei Elai, președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Locală Juridică, Apărare, Ordine și Liniște Publice a Drepturilor Cetățenilor, Rusu Alexandru. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Soționatul de acolo Constantin, viceprimar al Comunei Ardeoan, județul Bacău, va aduc la cunoștință că durata contractului încheiat cu SC Masiv Trade Construct SRL Măcirești a expirat și vă rog a supune dezbaterii Consiliului Local încheierea unui nou contract, având în vedere că societatea sus menționată a executat lucrări de calitate și la termen. Vis-a-vis de acest referat, pot să vă spun că am colaborat cu această societate de câțiva ani în urmă. A prestat lucrări de calitate, la timp și, cel mai important lucru, la un preț foarte bun. Probabil că acest lucru și din cauza că administratorul acestei societăți prestează, îl găsim pe utilaj, și prestează aceste lucrări. De aceea eu zic că trebuie să încheiem un nou contract cu această societate, că mai avem destule lucrări în obiectiv care trebuie rezolvate. Mulțumesc. Mulțumim, domnule viceprimar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, domnul Beanuș. Sunt de acord ca societatea care a prestat serviciile pe raza primului să-și continuă activitatea, pentru că au executat lucrări de calitate. Cu toate ITP-urile care au fost tot timpul în sprijinul comunității. Sens în care sunt de acord să-și testeze continuare, să reînnoiască contractul sau să-l continuă. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Deam. Dacă mai dorești cineva să ia cuvântul, domnul Sandu. Cunosc această firmă, fiindcă particip și eu la recepția lucrărilor care sunt făcute de dânșe. Este o firmă foarte, foarte serioasă. Vă spun, am și aprofundat de două ori că este foarte serioasă și execută lucrări de excepție, cum să spune, știți? Văzute, vizual, pipăite, mergând pe locul respectiv și văzând că sunt, v-am spus încă o dată, de o seriozitate extraordinară. Și am avut discuții cu unul din băieți, nu vă spun ce, și a spus că nu s-a bate sub nicio formă de la nicio problemă din afară decât de ceea ce ascultă și cum și-a încheiat și respectă contractul pe care și l-a încheiat până acum cu primăria, cu domnul, cu primăria Comunei Ardeoan. Sunt foarte, foarte de acord ca să încheiați încă un contract încă o dată sau câte ori este nevoie pentru a duce la, mai departe, mai sunt treburi de făcut, dumneavoastră știți mai bine, domnul vice, așa, sunt de acord cu încheierea unui nou contract pentru trade masiv, nu? Da. Al Comunei Măcirești. Sunt oameni serioși, sunt oameni de o competență extraordinară și aici contează foarte mult seriozitatea. Seriozitatea și competența. Am încheiat să citat. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Dacă se abține cineva.
Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de asfaltare pe o lungime de 170 mm linia. Dormirea documentației, nu aprobarea documentației. Ea e modificat cu unul. Tocmirea documentației. Privind, deci proiect de hotărâre privind întocmirea documentației de asfaltare pe o lungime de 170 mm linia drum din DN2G până la podul Ardeoan, comun Ardeoan, județul Bacău. Avem consiliul domnul Bucură Dumitru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezint avizul comisiilor. Comisiei de reordine a Consiliului Local Comunal, întâlnit în ședința 5 mai 2016, în urma analizei proiectul de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației de asfaltare pe o lungime de 170 metri liniar din drumul național 2G până la podul Ardeoan, comuna Ardeoan, județul Bacău. Comisia a manifestat că proiectul este avizat pentru realitate de secretarul comunei. Având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Bucură Dumitru, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Ștefan Andreș, președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine și Liniști Publice, Rusu Alexandru. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Subsemnatul diaconul Constantin, viceprimar al Comunei Ardeoan, județul Bacău, va aduce la cunoștință că în cursul anului 2016 se va lansa sub măsura 7.2 prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se vor aloca fonduri din FADR 2014-2020 pentru finanțarea investițiilor în infrastructura locală, respectiv asfaltarea drumurilor locale, ținând cont de faptul că porțiunea de drum local din DN2G până la podul Ardeoan trebuie intervenit în fiecare an cu utilajele pentru reparații, vă rog să supuneți dezbaterii Consiliului Local pentru a aproba asfaltarea pe o lungime de aproximativ 170 de metri liniari. Totodată, motivat de acest lucru, există posibilitatea de a obține punctaj mai mare pe măsura suzamendită. Mulțumim, domnule viceprimar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da, aici ziceam că la punctul anterior că voi intervine la următorul punct. Am studiat ghidul și măsura 7.2 și în acest sens am cerut sprijin și la o firmă de consultanță care să ne sprijine eventual în vederea identificării resurselor de finanțare pe această măsură, să vedem în ce condiții putem noi să accesăm. Și am primit răspuns de la firma de consultanță, au venit și aici la o vizită în teren și deci ca să putem fi siguri că prindem finanțare, trebuie să îndeplinim un anumit număr de puncte. Și vă trimis răspuns către Comuna Ardeoan, județul Bacău, referitor la adresa dumneavoastră de a depune un proiect privind modernizarea drumurilor locale din Comuna Ardeoan, vă transmitem următoarele. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale alocă anual fonduri din FADR pe 2014-2020 pentru finanțarea investițiilor în infrastructura rurală. Astfel, în cursul acestui an, se va lansa o nouă sesiune de depunere a proiectului pe submăsura 7.2, în cadrul căreia proiectul dumneavoastră de modernizare și a drumurilor locale poate fi depus. Conform variantei consultative a ghidului solicitantul pentru submăsura 7.2, condițiile minime de eligibilitate sunt: valoarea financiară solicitată pentru proiect să nu depășească echivalentul a 1 milion de euro fără TVA. Aici, ca și valoare, o să ne oprim acolo unde cât să fac 4 metri, 4 km, 5 km, 6 km, în funcție de valoare, ca să putem prinde punctajul. Solicitantul trebuie să angajeze să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data ultimei plăți. Asta e măsură care fiecare unitate care accesează fonduri europene și
nu știu, de canalizare, de asfaltare drumuri locale. Trebuie să le și întrețină, să... După aia, solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. Aici să sperăm că pe 18 sau nu, nu, 18 mai, sperăm să fie ultimul termen cu ieșirea din insolvență, că nu ar mai avea motiv instanța să mai amâie din cauza că știți destul de bine că pe 15 decembrie 2014 s-a achitat contravaloarea situațiilor de lucrări la școală și nu știu de ce o lădăită până acum. Sperăm să ieșim, dar noi trebuie să fim, cum am spus, cu un pas înainte. Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională, regională, județeană, locală, aprobată. Deci, strategia națională este aprobată, județeană este aprobată, strategia de dezvoltare locală este aprobată, este depusă, deci nu se pune niciun fel de problemă. Investiția trebuie să respecte planul urbanistic general, iar la fel, nu se pune problema în ceea ce ne privește pe noi. Solicitatul trebuie să nu aibă datorii către AFIR. Noi cu AFIR nu am lucrat, nu avem datorii. Nu aibă contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate, încetate din propria inițiativă, ceea ce nu se pune problema. Să nu fie în situații litigioase cu AFIR. La fel, nu se pune problema. Și aici la observații. Drumurile incluse în proiect trebuie să le găsească în inventarul domeniului public actualizat al comunei. Drumurile incluse în proiect trebuie să fie cadastrate. Și asta este motivul care am zis să cadastrăm tot ce trebuie. În vederea obținerii unui punctaj cât mai mare și implicit a creșterii șanselor de a obține finanțare, în selectarea drumurilor ce vor fi modernizate prin proiect, trebuie să țineți cont de următoarele aspecte. Drumurile din proiect trebuie să intersecteze cel puțin cu un drum național. Ceea ce la noi e foarte bine, avem intersecția. Drumurile din proiect trebuie să intersecteze cel puțin cu un drum județean. În condițiile astea, ca să prindem punctajul maxim, avem drumul național aici, drumul județean la Soloț. Ei, porțiunea asta de 1460 metri trebuie să o prindem neapărat ca să prindem drumul, să prindem punctajul maxim. Drumurile din proiect trebuie să se intersecteze cu cel puțin un drum comunal asfaltat. Din păcate, noi nu avem niciun drum comunal asfaltat. Și de asta am și pus pe ordinea de zi, să vedem cât o să poată să ne coste porțiunea asta de drum din DN2G până la Put, la Arbioancă, aici știți destul de bine că tot timpul, în fiecare an, intervenim cu utilaje și să strică circulații mari. 170 de metri nu pot să coste o avere. O să încercăm să, din buget local, să putem asfalta și atunci, și aici nu se pune problema, prindem punctajul maxim. Drumurile din proiect trebuie să asigure accesul direct la minim 5 obiective sociale sau de interes public. În condițiile noastre, la Ardeoane avem o dată Biserica de Jos, cimitirul din Ardeoane. Sunt două obiective. Aici, pe drumul ăsta, avem o dată primăria, doi, școala. La Leontenești avem școala și biserica. Deci sunt 6 obiective. În condițiile în care trebuie să ne oprim la cel 1 milion de euro fără TVA, noi ne oprim cu asfaltul să putem ajunge la cimitir, la Ardeoane, să prindem punctajul maxim, la cimitir la Leontinești să prindem punctajul maxim. Și după aia împărțim în două, ca să nu super nici cei la Leontinești. De fapt, asta, cei care o să fiți în viitorul Consiliu, o să hotărâți atunci. O să facem pe Ardeoane jumătate, pe Leontinești jumătate. Cât o să mai putem? 3, 4, 500 de metri la Leontinești, 3, 4, 500 de metri la Ardeoane, sau un kilometru, sau cât o să fie. Și atunci avem posibilitatea să prindem punctajul, deci maxim. Drumurile incluse în proiect trebuie să asigure accesul direct la investiții private realizate din fonduri europene. Și aici, deci la toate capitolele astea, noi le prindem și putem să facem punctajul maxim. Din cauza că avem pe Sergiu Munteanu, care a accesat, tot a accesat 5.000, 7.000, 8.000, că aici nu spune în ghid că este un minim sau un maxim. Deci o firmă sau o persoană fizică care a accesat fonduri europene. Ei, la noi este albul, ăla cu dezmembrările, sau ce are el acolo, și Sergiu Munteanu cu albinăritul lui.
nu știu, tot la 5.000, 7.000, 8.000, dar asta ne ajută foarte mult, dă două puncte. Uite, cele două puncte pot să face diferența între a primi, a prinde finanțare sau nu a prinde finanțare. Și de asta v-am spus și acum 5 minute că să fim cu un pas înainte, să nu se mai politizez. Băi, frate, dacă spărțesc cum am prățit cu 3-2-2. Eu am avut 64 de puncte și n-am intrat. Răcăciunul a avut 58 de puncte și cum am mai făcut așa, el a intrat. Așa a fost situația. Ei, acum noi, singura chestie care nu avem la ora actuală, care nu îndeplinim condițiile, este drumul comunal. Nu avem asfalt și cadastrul la drumuri. O să încercăm să cadastrăm toate ulițele și toate drumurile comunale, din cauza că acum proprietarii de terenuri mai iasă și la isla și la... iasă cu bucățele în drum. Și el dacă a putut să-și facă cadastru, el rămâne cu cadastru făcut, noi nu mai putem să... Trebuie să ne judecăm. Trebuie să ne judecăm. Așa dacă putem să le intabulăm, sunt bine intabulate pentru totdeauna. Și, cum v-am spus, avem posibilitatea să prindem maximul de puncte. Iar aici, pentru 170 de metri, n-am idei cât e un kilometru de asfalt. Nu știu, 100.000 de euro, 200.000 de euro, cât o fi. Da. Așa, și depinde ce se face pe acel asfalt. Dacă renunțăm la șanturi, renunțăm la... Așa, pe noi ne interesează doar asfaltul. Și 170 de metri de asfalt, dacă acum 8 ani am asfaltat podul la Ardeoani, i-am turnat un covor de asfalt de 5 cm. Așa. Și a costat, nu mai știu, 200 și ceva de milioane, 20 și ceva de mii de lei. Ei, aici să fie nu de 5 cm, să fie 10 cm. Ala are 70 de metri. Și aici e vorba de 170 de metri. Deci eu zic că cu vreun miliard, cred că... Ei, cu vreun miliard, cred că putem asfalta porțiunea asta de drum, care e foarte benefică, că terminăm odată cu intervenția de aici, din drumul ăla, și ne ajută foarte mult la punctaj. Da, vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, am ascultat și a prezentat domnul vice, mai înainte, și cu amendamentele care a venit domnul primar. Sunt foarte, foarte de acord cu ceea ce s-a prezentat și chiar nu știu dacă n-am fost atent sau nu a prezentat bine doamna Luminița când va începe cu cadastru. Dar cred că de curând se va începe lucrările de cadastru. Că asta am înțeles că totuși ține pe loc niște chestii, că sunt două puncte acolo care e, nu? Cadastru și mai încă o situație acolo. Deci n-am absolut nimic împotrivă. Sunt de acord cu cele prezentate de așa și cât de curând doresc, cât de curând să asfalteze, că și eu am trecere pe acolo tot timpul. Mă duc, am pământ așa și cam, nu că zic, e bine și acum, într-o mână, nu se pune nicio problemă, că eu v-am făcut mai înainte. Dar apar probleme că sunt, trec utilaje, trec mașini, trec la trecere pe aici, e circulat. Și cam atât. Sunt de acord cu ce ați prezentat dumneavoastră și domnul. Am terminat. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ca o completare aici pe banii europeni, deci nu... Și sper din tot sufletul, odată cu alegerile locale, alegerile parlamentare de la toamnă, să mai schimbi cumva măcar mentalitatea. Metodologie. Vedeți cât am avut de suferit. Suntem singura primărie din țară care suntem în insolvență. Am construit o școală, n-am construit... Dar asta e situația. Și sperăm că aici să prindem maximul de puncte și să nu aibă ce să comenteze nimeni. Și pe 18 mai, dacă dă Dumnezeu și ieșim din insolvență, iar la cadastru nu se pune problema, bănuiesc că ăla o să coste cât 10, 12, 13, 15 mii de lei ca să cadastrăm drumurile. Și atunci suntem în regulă. Și în momentul în care începe sesiunea de depunere, să fim pregătiți cu toate, să facem și studiul de fezabilitate. Acum, acces este. Ghidul solicitam, prin afișat pe internet, îl poate studia oricine. Și să fim acolo cu un pas în ce să rezolvă. Asta e important. Acum cu podul la Leontenești. Și azi am vorbit la Ministerul Dezvoltării. Cineva, totuși, îngreunează lucrurile de la Consiliul Județean.
că eu am depus pentru certificatul de urbanism și pentru autorizația de construcții, deci cel puțin pentru certificatul pentru autorizația de construcții, am depus acum o lună și 3 săptămâni. Eu dacă nu dau răspuns la o adresă în 30 de zile, deja pot să mă acționez la judecată pentru abuz în serviciu. Ei au găsit tot felul de inginerii de astea financiare. A 28-a zi sau a 29-a zi, domnule, vedeți că mai trebuie nu știu ce pe acolo. Ia, du-te la API, du-te... Acum, astăzi ar trebui să elibereze autorizația de construcție pentru devierea linii acolo. De acum, o lungit-o. Să intră și în campanie și o zic, băi, stopăm orice investiție. O stopăm, dar de acum nu mai are ce să mai facă. Deci, cam astăzi ar trebui să dea drumul și la autorizația de construcție acolo. Dacă dă Dumnezeu, chiar de săptămâna care vine, demarează lucrările și acolo. Doamne, și așa că nu ne mai poate împiedica. Sper. Mai dorește cineva să răspundă? Domnul viceprimar? Ne dorim din tot sufletul să o ținem sub măsura asta 7-2 cu asfaltarea și cred că cum a rezolvat domnul primar cu arieratele școlii numărul 1 Ardeon, va rezolva și cu asfaltarea și cu podul de la Leuntenești. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Atunci mi-a spus și eu două vorbe. Sunt de acord cu proiectul de întocmire a documentației asfaltare, de asfaltare a acestui drum, de 170 metri linear. Până la urmă, poate am început și să sperăm că începutul este cu proiectul și să nu se mai oprească, până să se termine asfaltul peste tot. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc! Trebuie să ne vină și nouă rând odată. Și eu când văd la Măgirești, văd colo asfalt și când știu că eu chiar am pus suflet și chiar am făcut tot ceea ce depinde de mine, dar dacă asta e situația de 4 ani de zile blocați, de 2 ani în insolvență și acum ce e mai grav, că de 1 an și 4 luni s-a achitat datoriile și nu ieșim. Nu știu, am discutat și cu doamna administrator, i-am spus, doamnă, dar am făcut adresa la instanță. Și care e problema? Unde se oprește? Nu știu, încă totuși se mai bagă, poate ce nu-și mai bagă, nu știu. Acum am să... Să-ți finalizăm. Da, doamne. Ca să finalizăm ordinea zi, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Fiind epuizate toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrările de ședință.